Sindicaliștii poștali din satul Mare amenință conducerea Companiei Naționale Poșta Română cu grevă generală dacă nu le sunt ascultate și rezolvate problemele cu care se confruntă. Principala nemulțumire ține de lipsa de personal din mediul rural. Astfel, în perioada 4-8 aprilie a fost programată pichetarea instituției prefectului. La rândul lor, medicii sătmăreni pregătesc și ei o formă de protest, cel mai probabil urmând să fie organizată o grevă japoneză în 23 martie. Doctorii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare fac începând de azi operații de cataracte non-invazive cu ultrasunete. Managerul Marcela Papeș a declarat că aparatul a fost primit în folosință gratuită până în luna iulie. În valoare de 50.000 de euro, aparatul ar putea fi achiziționat în rată. Operația este gratuită și pot beneficia de ea toți pacienții internați la secția de oftalmologie a Spitalului Județean. Achiziționăm acest aparat într-o formă de leasing sau într-o formă de rate, pentru că să luăm acest aparat cu banii jos, nu avem nicio variantă. Acrobatul Adam Cristian a executat azi la Satu Mare o acrobație de mare efect. Acesta a parcurs la o înălțime de circa 17 metri, o distanță de 10 metri pe sârmă. Cu toate că vântul a suflat destul de puternic, acrobatul a reușit o performanță care nu a fost atinsă de nimeni în România. Cel puțin acest lucru susțin oficialii circului Las Vegas, care se află în aceste zile la Satu Mare.